În acest video vă arăt cum îmi prepar eu trofeele. După recoltare am jupuit pielea, după care am pus craniul la congelat pentru că nu l-am putut fierbe chiar atunci. Acum îl las la dezghețat peste noapte în apă cu detergent de vas. După ce s-a dezghețat, arunc apa, pun apă curată, puțin detergent și îl pun la fier pe un reșou electric la putere mică. Din când în când verific. Și completez cu apă. Carnea și pielița trebuie să se desprindă foarte ușor de pe os. La mine a durat cam 4 ore fierberea. Apoi fixez craniul pe un grilaj sau pe o plată de sârmă. Și îl curăț bine de tot cu jet de apă, pe ambele părți. Să nu fie nici prea puternic jetul, ca să nu îl strice. Rezultatul e aproape perfect. Cu o pensetă îi scot resturile, iar cu un bisturiu îi tai cartilagile. Urechile interne eu le scot, pentru că nu are rost să mă chinui cu ele. Apoi clătesc și iată rezultatul. Urmează înălbirea cu perhidrol. Unde consider că e cazul, mai insist cu o pensulă. Clătesc foarte bine. Și voilà. Mai trebuie doar lăsat să se usuce la soare. Rezultatul, eu zic, e foarte ok. Și ultimul pas, prinderea pe panoplie cu acest super suport de la Toprak. Dacă aveți sugestii, scrieți-le, vă rog, la comentarii.